Hello, ce faceți, dragilor? Iată că am început să muncim și cu altfel de... Să opresc ăsta. Nu știu dacă se auzea ceva. Hello! Ce faceți, dragilor? Hai că între timp de la dulgherie am trecut la metale și probabil că azi mâine o să ne apucăm, nu știu, să facem casă. Cred că asta mai lipsește. Parchet până acum am pus. Așa. Dar ce credeți că mi-a venit o idee superbă? Aveam o țeavă rămasă pe aici de la vreun proiect și ne-am gândit cum să facem un suport magnific. Ia uitați ce am făcut împreună cu colegii mei, un suport de flori, doar din resturi de... Opa, să nu rănesc câinii. Doar din țepi din ăstea de cupru. Mare grijă dacă folosiți flexul, ceea ce se mai întâmplă chiar și în meseria noastră. Să folosiți mănuși, ochelari de protecție și toate cele. Să aveți grijă de voi, că ăsta e lucru serios, da? Nu își dorește nimeni să aibă accidente sau mai știu ce. Să punem scula asta momentan deoparte. Mi-am tăiat aici mai multe bucăți de cupru, țeavă de cupru. Și ce, uitați ce suport superbisim am făcut din, doar din țeavă de cupru. E adevărat că noi ne-am chinuit puțin, ne-am lipit și cu pistolul cu, de lipit și cu poxipol, până am aflat că de fapt era o sârmă care se topea specială, care făcea să lipească astea. Ei, n-am avut sârmă, așa că am pus ce am avut și noi prin atelier. Cu poxipol măcar ne-am făcut treaba și cu niște pistol cu silicon. Deci arată absolut super și vă arăt imediat cu floricele, o să arate și mai frumos. Pentru acest suport vom folosi niște probete de plastic, pentru că sunt un pic mai subțiri și intră în țevile acestea de cupru. Dar e foarte simplu, același principiu. Vă rog să nu uitați când folosiți probete să le umpleți cu apă sau să verificați în fiecare zi că florile mai au apă. Așa. Și o să vedeți ce aranjament frumos o să facem. Am aici câteva flori magnifice de la grădina urbană, simple, micuțe, dar frumoase. La suportul ăsta nici nu se putea altfel. La final să nu uitați, mereu dați cu finish, prelungește viața florilor cu o zi, două. Mulțumesc floro.ro pentru finish. Așa. Și aranjamentul nostru este gata! Vă doresc să aveți o săptămână demențială, să nu uitați să vă cumpărați flori, să aveți flori mereu în jurul vostru. Florile sunt hrana sufletului nostru, asta e cel mai important. Și până săptămâna viitoare ne vedem cu un nou aranjament, ce pot să zic, spor la treabă! Vă pup, pa! Și nu uitați să dați like și comment și share oriunde vedeți Daniel Nora Influencer pe Facebook, pe Instagram, să dați subscribe la canalul meu de YouTube neapărat, bineînțeles, că altfel când ajunge celebru mă fac că nu vă mai cunosc. Nu vine ce să mai zic. Dacă n-am făcut facultatea de actorie, vezi, nu știu. Dar învăț, că eu învăț din mers. Păi m-am aranjat, m-am dus la coafor, mi-am pus părul aseară, părul pe bigudiuri, tot. Sunt foarte mulți, dar sunt mulți care vând flori și sunt puțini care vând creație.